Este clar că acest concurs fabulos ne ia prin surprindere de fiecare dată și efectiv nu pot să dau un pronostic pentru că nu știu, tot timpul am greșit când am spus ceea ce urmează să se întâmple. Și crezi că acum Cătălin va veni acasă? Nu știu. Nu știu, chiar nu știu. În mod normal, Gianina ar fi cea care ar trebui să vină acasă. Dacă vorbim din punct de vedere sportiv. Da. Dar nu știm cum va vota publicul. Da, clar. Nu știm cine va primi. Îmi apucase să spun că au trecut 2 luni și jumătate. Vreau să te întreb, la 2 luni și jumătate distanță, cum au rămas amintirile astea și întâmplările care au legătură cu Cătălin în mintea ta? Cum privești lucrurile acum, la 2 luni și jumătate distanță? Cătălin este un om foarte drag și cu siguranță există o prietenie sinceră între noi. Am avut grijă unul de celălalt și ne-am susținut unul pe celălalt acolo, dar nu pot vorbi despre mai mult de atât între noi. Până la urmă, la nivel fizic, nu s-a întâmplat mai mult decât o strângere de mână și o îmbrățișare de care, în momentul în care ești aruncat în junglă, departe de familie și cu atâtea lipsuri, suntem oameni și cu toți avem nevoie de afecțiune și de a simți siguranța și grija unui alt om. Până la urmă, noi acolo nu ne avem decât unii pe ceilalți, nu ne puteam găsi cumva încrederea și siguranța decât unii în privirea celorlalți. Da. Și pe Cătălin îl știai de dinainte? Nu, nu-l știam de dinainte. Acolo ne-am cunoscut. Da. El s-a apropiat de Gianni foarte mult. Eu pe Gianni îl cunoșteam de dinainte, eram prietenă cu el. Și cumva așa a fost să fie. Să petrecem cel mai mult timp împreună, eu cu băieții, eu cu Gianni și Cătălin, dar m-am apropiat foarte mult de Anda, pe care o știam da. 20 de ani, de Viana Belbiță și de Andrei Stoica de asemenea. Uh-huh. Prin urmare, dacă ar fi ca diseară să vină Cătălin acasă, sau mă rog, zilele următoare eu diseară să fie eliminat. Eu îl susțin, sufletul, sper să nu vină acasă. El bănuie, știu că își dorește exact, să rămână. Da. Deci vom vedea ulterior ce se va întâmpla. Eu cred că cel mai probabil voi veți continua să țineți legătura. Nu mă refer aici doar la tine și la Cătălin. Cumva cred că astfel de proiect, sigur, un astfel de proiect te leagă pentru pe viață, mai mare dar durată de timp. Da. Am devenit prietenă cu Anda, am vorbit cu Diana Belbiță și cu Andrei Stoica. Urmează să ne vedem cu copiii, cu toții. Ah, cred că frumos, da. Sunt niște legături care vor dura pe viață. Uh-huh. Și sper că același lucru se va întâmpla, mă rog, cu Gianni deja sunt prietenă. Exact. Și nu aș avea de ce să nu rămân în aceleași relații și cu Cătălin. Dar te-ai gândit? Deși s-au speculat și alte legături între noi doi, deci e firesc să se facă speculații. Suntem doi oameni tineri, exact, frumoși, care au avut oareși ce apropieri și mai mult decât într-un atât, reality show. Mai mult decât atât, voi acolo ați trăit în niște condiții în care cumva ați avut ocazia să vă cunoașteți pe de-o parte destul de bine și pe de-o parte altfel, adică v-ați cunoscut în niște condiții grele probabil, dacă grele. Tu te-ai fi cunoscut cu el aici și ați fi ieșit odată la suc, odată probabil cu gașca, probabil nu v-ați fi cunoscut atât de bine într-un timp atât de scurt, este știi? Este exclus. Eu consider că 5 săptămâni trăite acolo, 24 de ore în 24 cu un om, fără telefon, fără niciun fel de alte distracții, știi? Cred că sunt echivalentul unui an de zile petrecut cu cineva. Și cumva, cred că dacă ceva este în neregulă cu un alt om, eu cred că timp de 5 săptămâni, deși pare un timp destul de scurt, nu ai cum să nu observi. N-are cum să nu-i scape ceva, n-are cum să nu facă o greșeală. Ce ți-a plăcut cel mai mult la Cătălin? O să fie acest interviu despre Cătălin. Nu, o să terminăm imediat. Mai am întrebarea asta și încă una și atât. Bunătatea lui, este un om real. Am uitat să-ți precizez, scuze că te întrerup, că eu îl cunosc de câțiva ani buni și de asta îmi tot vine să te întreb despre el. Da, cred că păi de vreo, nu știu tu ce părere ai despre el, ce părere ani. Ți-a făcut atunci. Da, mi s-a părut un om bun. Este un om bun, și într-adevăr, da. Care educat, știi? A fost lângă mine, dar a fost lângă fiecare membru al echipei noastre și
e un om cald, un om bun. De asta am și evident să te întreb așa mai mult despre el, pentru că tocmai pentru că îl știu de foarte multă vreme. Nu ne apropiem, da, uh-huh. Pentru că eu în general mi-e plac oamenii reali, în primul și în primul rând, oamenii care nu mint. Care par reali măcar. Da. Și oamenii calzi, pentru că eu sunt un om cald și deschis și prietenos. Da, adică practic ai găsit niște asemănări între voi doi. Și... cumva comportamental și ca și caracter cred că vă asemănați. Cum? Da. Într-un anume fel, da. Avem cam aceeași vârstă, da, aceeași vârstă o avem. Exact, da. Doar cu jumătate de ani mai mare decât mine. Știi cum e, ori ai chimie cu niște oameni, ori nu ai.